Cum voiajele feroviare durează foarte mult în țara noastră, CFR Călători dorește să introducă din această săptămână vagoane de dormit la trenul foamei, așa cum este cunoscut de români, dar și la alte garnituri care circulă pe timpul zilei, iar durata călătoriei depășește 10-15 ore. Noul serviciu va fi introdus la cererea clienților. Călătoriile care depășesc durata de 10-15 ore vor fi dotate cu vagoane de dormit. Noua inovație va fi introdusă din această săptămână. Pe ruta Iași-Timișoara Nord și retur circulă zilnic o pereche de trenuri cu parcurs de zi, denumite popular trenurile foamei. Foarte bine. Deci foarte bine, face un lucru bun. Considerați că este un lucru bun să avem în trenurile române? Cum să nu? Numai că eu nu circul. Călătorii vor ajunge mult mai odihniți la destinație cu ajutorul acestor vagoane de dormit. CFR Călătorii oferă siguranță sanitară pe timpul pandemiei, având spații mai mari, incomparabil cu orice alt mijloc de transport. Acest confort va adăuga un plus de 20 de lei la biletul de călătorie. Păi da, erau dinainte. Ce naiba? Soluția bună e să nu mai întârzie trenul. Asta e soluția. Să facă șinele de cale ferată. Am plecat cu trenul acum vreo 2 ani și înainte de Caracal am stat 3 ore. Că și se întâmplase ceva pe la șinele care fera. Vedeți dumneavoastră, acum nu mai muncește nimeni. Vagoanele de dormit și cușetă sunt dotate cu instalații de climatizare și prize electrice. Începând cu data de 7 aprilie se pot achiziționa bilete pentru aceste vagoane.